Ministerul Sănătății anunță că Biserica Ortodoxă Română se va implica în campania de vaccinare și va distribui materiale informative în biserici. Broșura se va intitula Vaccinarea împotriva COVID-19 în România, gratuită, voluntară, sigură. Se arată în postarea pe Facebook a Ministerului Sănătății. Încheiem duminica și această săptămână cu bucurie și cu multă speranță pentru creștinii ortodoxi sau catolici din România și de pe întreaga planetă. Prefericitul părinte Daniel Patriarhul României a anunțat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinarea neparhii printr-o broșură intitulată Vaccinarea împotriva COVID-19 în România, gratuită, voluntară, sigură. Papa Francisc a anunțat că se va vaccina imediat și îi va veni rândul. Papa a spus. Dintr-o perspectivă etică, cred că toată lumea ar trebui să se vaccineze. Este decizia etică pentru că pariezi cu sănătatea ta, cu viața ta, dar pariezi și cu viața celor din jur. Numai împreună, indiferent de religie și credință, vom reveni la normalitate. A fost mesajul transmis de Ministerul Sănătății. Ulterior, Patriarhia a trimis și o reacție oficială, pe care o redăm în continuare. Patriarhia română, Biserica Ortodoxă Română, ca și toate celelalte culte religioase din România, a primit broșura informativă cu titlul Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită, voluntară, sigură. Document oficial al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Acest material informativ a fost transmis în această perioadă tuturor erarhilor din Patriarhia Română. În acest sens, nu în altul, biserica se implică în absolut firescul demers de informare a clericilor și credincioșilor ei cu privire la această vaccinare. Opțiunea pentru vaccinarea cu actualul vaccin anticovid trebuie să se configureze pentru fiecare dintre noi în cadrul limpede al unei serioase, substanțiale informări, nu dezinformări, Evitându-se astfel zona speculațiilor excesive și a extremelor, doar cineva bine informat din surse sigure, credibile, validate instituțional, poate lua o decizie adevărată, menită să-i protejeze sănătatea personală și pe a celor din jur.